Cristian Băureanu a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj. Fostul deputat a fost acuzat că în urmă cu un an a lovit 2 polițiști după ce l-a oprit în trafic. Unul dintre polițiști a avut nevoie de aproape 20 de zile de îngrijiri medicale după ce Cristian Băureanu i-a prins mâna la portiera mașinii și l-a lovit în zona inghinală. Pe lângă condamnare, fostul deputat e obligat să-i plătească polițistului daune morale de 7.000 de euro. La ieșirea din judecătoria sectorului 1, Cristian Băureanu a dat declarații. Nu l-am atins pe polițist, nu i-am rupt uniforma, eu am fost acuzat pentru că l-am degradat, i-am rupt epoleții și uniforma. Uniforma este întreagă și a fost întreagă tot timpul pentru că nu m-am apropiat de el. Acesta a mai povestit că acuzațiile care i s-au adus sunt nefondate și multe dintre probele care demonstrează că e nevinovat nici nu au ajuns la dosar. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în instanță.